Bună dimineața, România, bună dimineața, București, bine m-am regăsit, dragii mei, la un videoclip mai special. După cum v-ați dat seama și din titlu, este vorba de jocul Destiny, de făcut de către băieții de la Bungie, aceiași oameni care au făcut și seria Halo. Bă, Sky, bă! Destiny parcă era numai pe console și chestii socotel, te apucă de console. Nici chiar. Hai să vă explic cum a fost faza. Am trecut aseară pe la băieții de la techzone.ro. Probabil că știți că am mai vorbit despre Techzone și le-am mai arătat logo-ul pe aici pe acolo. Și se jucau ei cu un setup nou pentru PlayStation 3. Și zic că, mă, dacă tot aveți voi aceea scoasă treaba și așa, hai să ne jucăm un pic. Din cauza asta e și buba cu imaginea în momentul de față. Nu am înregistrat 720p, e cumva ciudat, e cropuită. Ce scuze pentru chestia asta, dar am zis, chiar dacă arată așa videoclipul, vreau totuși să ne uităm puțin așa peste acest magnific Destiny. În cele din urmă, poate o să reușesc să strâng niște bani pentru un PlayStation 4 sau ceva genul ăsta, ar fi foarte frumos. Dar mă rog, mai e până acolo. Bun. Cum vedeți, suntem în character customization, ca să zic așa. Trei rase, mecanoizii ăștia și doi oamenii, bineînțeles, și încă unul n-am prins acolo exact ce rasă era. Despre ce e vorba în Destiny? Ei bine, se pare că noi magnifici oameni, uite că de fapt aici vedem și micuțul videoclip de intro. Noi oamenii am descoperit o tehnologie extraterestră sub forma unei sfere gigantice pe care am numit-o Traveler, călătorul. Da? Și odată cu această descoperire am avansat extrem de rapid și extrem de mult din punct de vedere tehnologic, numai că bineînțeles că nu nu putea să curgă cu miere și cu lapte tot timpul. A avut loc un fel de apocalipsă, iar jocul prezintă lupta ta ca parte din rezistență, ultimul oraș de oameni, cred că pe Marte sau undeva de genul ăsta, n-am reținut exact. Aici ne arată practic în videoclipul de început cum am descoperit călătorul. Ce am rugămintea la voi? Nu știu exact dacă mă gândesc dacă să vă las pur și simplu să vă bucurați de gameplay, este vorba de prima misiune, ceva scurt, ceva cât de cât să vă faceți o idee, sau dacă să vă însoțiți și eu în prima misiune. Hai să vedem. We called it the Traveler, and its arrival changed us forever. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy, a darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space, centuries after our golden age began. This darkness found us.
and that was the end of everything. But it was also a beginning. We won't survive long out in the open like this. Let's get inside the walls. Ok, deci se pare că am fost readuși cumva la viață. Nu se știe cum exact ce, cum că nu ne. Și bineînțeles că avem un însoțitor. Foarte multe discuții în comunitatea de gaming pe seama acestui voiceover făcut de către piticul din piticul din Game of Thrones, Peter Dinklage, dacă nu mă înșel, îl cheamă. Toată lumea e disperată că I need to find you a weapon before the fallen find us. Că voiceover-ul lui este incredibil de inexpresiv, am putea spune inexpresiv, e cel mai bun cuvânt. În ideea că el ne-a obișnuit pe noi să fie extrem de, să pună patos. Da, și uite că în jocul ăsta nu pare e atât de robotic. E foarte, foarte ciudățel. Ce vreau să observați este că eu nu m-am jucat aproape deloc cu controller de, mă rog, nu neapărat de PS3. În general cu controlele nu m-am jucat. Așa că sunt foarte mândru de mine.
de cum am reușit să mă comport în gameplay-ul ăsta. Deși am observat că într-adevăr există un aim assist, adică tu trebuie să pui așa ca idee undeva pe țintă și te rezolvă el. M-am amuzat foarte tare că dă de multe ori headshot-uri, deși eu sunt mult deasupra capului său sau pe la piept pe undeva, el dă headshot-uri, că doar de... Aproape zice că joc cu mouse-ul. Aproape. Bun, haideți că nu vă mai rețin. Vă las cu gameplay-ul. Distracție plăcută. Bună seara, România. Bună seara, București. Pe data viitoare. More ahead. Keep it up. A loot cache. Let's see what's inside. Trip mines! Don't touch them!
fallen have a tighter hold on this place than I thought. Just a little bit further. Let's hope there's something left out there. This was an old cosmodrome. There's got to be something we can fly out of here. Incoming! Ships this close to the surface. Move.
picking up signs of an old jump ship. Could be our ticket out of here. There's a ship. Clear him out. Let me see if I can get us out of here. It's been here a while. Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the Fallen haven't completely picked it clean. Will it fly? I can make it work. Going to break orbit. It just might get us to the city. Now, about that transman. Bringing you in. You can come back for them when you're ready. Let's get you home.